Vă invit să vă ridicați. Cu smerenie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și în ziua de astăzi, așa cum îl găsim scris în cartea Apocalipsa, capitolul 13, citesc de la versetul 11. Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să se facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare iconei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina iconei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Vă rog să reocupați locurile. Vă binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos, dragi frați și surori, atât pe cei care sunteți prezenți, cât și cei care ne urmăriți pe YouTube, Domnul Dumnezeu să-și reverse harul Lui, mila și îndurarea Lui peste noi toți și să ne îndrepte tuturor privirile spre Domnul nostru Iisus Hristos, care e Mântuitorul nostru și pe care l-așteptăm să... Nu-i greu să predici. E greu când predici adevărul. Și m-am gândit așa, se fac rugăciuni pentru foarte multe cauze și foarte bine să ne rugăm pentru toate cauzele, chiar pentru toți oamenii, ne îndeamnă Scripturile să ne rugăm, dar n-am auzit de foarte mult timp să se facă o rugăciune specială pentru aia care predică. Auzitați? Pentru că concepția oamenilor în privința predicii o ajuns acolo, că și ea predica de pe internet, vine și o pune în față, slăviți să fie Domnul, ne-am săturat și mergem acasă. Nu-i greu să predici, repet, e greu să predici adevărul și vreau să vă spun că după predicatorii care predică adevărul, umblă bulgării, ca după câine. Nu-i greu să prorocești, e greu să prorocești de la Domnul. Prorocii falși în vremea lui Ahab erau în mare cinste, prorocul adevărat era la pușcărie. Prorocii falși în vremea lui Ieremia erau cinstiți, erau slobozi, erau grași, frumoși, sătui. Ieremia, prorocul adevărat, era în temniță, era aruncat în groapă, era bătut și amenințat cu moartea. Trăim vremuri asemănătoare și dacă vă rugați ca Domnul să-mi dea cuvânt, bine faceți. Vremile care le trăim sunt niște vremuri foarte interesante și pentru că mijloace de informare în masă sunt la îndemâna oricui și se poate exprima oricine, s-a semănat o așa mare confuzie în vremea noastră încât oamenii nu mai știu încotro să meargă și ce să facă. Auzim că foarte mulți ajunși în încurcături de felul ăsta, într-un fel sau altul, abandonează la viață și își pun capăt zilelor. Ca să înțelegem vremile care le trăim, aș vrea să vă amintesc câteva lucruri. Și anume, Ezechiel capitolul 37, cei care ați citit
sau dacă n-ați citit, să mergeți acasă să citiți, ai referire la cele oase din vale, despre care Dumnezeu l-a întrebat pe Ezechiel dacă oasele le-ar putea să învie, și Dumnezeu i-a poruncit lui Ezechiel să prorocească, oasele s-au strâns la oaltă, au făcut vine, au făcut carne pe ele, mușchi, piele, și în final au înviat și a fost o mare oștire. Toate acestea simbolizează renașterea și reînvierea lui Israel. Din anul 70 după Hristos, când Ierusalimul a fost dărâmat, făcut una cu pământul, foarte mulți milioane au fost omorâți, iar cei ce au rămas au luat drumul pribegiei și robiei. Până în anul 1948, Israel a dispărut și ca națiune, și ca popor de pe harta lumii. În 1948 s-a împlinit prorocia lui Ezechiel din capitolul 37 și Israelul a înviat. A apărut ca națiune, ca popor, ca țară pe harta lumii și nu una neînsemnată, ci una foarte însemnată în aceste zile din urmă. În capitolul următor, 38, Ezechiel vorbește despre Domnul Roșului, Gog, Magog, de alte națiuni și popoare care se vor strânge împotriva acestei țări, acestui popor care a revenit în patria lui, în țara lui, și descrie cum vor avea loc evenimentele. Să nu facem confuzie între Ezechiel 38 și Armagedon de la Apocalipsa 16:16, și să nu facem confuzie între Ezechiel 38 și Apocalipsa 20:7-8, și rog să fie afișate aceste două versete, Apocalipsa 20:7-8, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi deslegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Ce scrie aici, în Apocalipsa 20, cu privire la Gog și Magog, nu-i tot una ce scrie în Ezechiel 38, cu privire la Gog și Magog. Evenimentele din Apocalipsa 20 se vor petrece după 1000 de ani, când Satana va fi deslegat. Evenimentele din Ezechiel 38 urmează să se petreacă în vremea noastră. Eu sunt bătrân și mă gândesc să le apuc, să le aud și să le văd împlinite, și nu o să mor până se împlinesc. De fapt, eu nu aștept moartea, aștept răpirea. Cei ce vreți să scăpați de mine, scăpați după răpire. Ezechiel 38 urmează să se împlinească și evenimentele care se petrec în vremea noastră nu fac altceva decât se dă marea luptă pentru supremație în lume. Care să fie cel mai mare? Care să fie cel mai puternic? Care să aibă cuvântul cel mai greu? Vedeți, în Ezechiel 38, despre aceste națiuni de care vorba acolo, și în mod special Domnul Roșului, Gog și Magog, o zi Domnul, am să pun cârligul meu în fălcile tale și în zilele din urmă te voi târâ acolo. Lucru care s-a întâmplat. La ora actuală, rușii, la ora actuală turcii și la ora actuală perșii, cum îți numiți acolo, sau iranienii de astăzi, îți prezenți în Orient. Toți trei îs în Siria, nu? O intra pe ăsta sirieni și tăzi i-o bătut pe sirieni. S-au alăturat lor și americanii și i-o bombardat. S-au alăturat și alte țări și tăți au bombardat pe ei. Dar aceste trei națiuni importante au rămas și continuă să rămână acolo și să facă jocul acolo în zona aceea, care e foarte importantă și de mare interes la nivel internațional.
Sigur că la ora actuală nu pot face ce vor, pentru că supremația în Orient și în alte locuri o deține Statele Unite ale Americii. Dar vine vremea când americanii de-abia s-or putea apăra pe ei și s-or întoarce acasă, și sunt alte profeții în Apocalipsa cu privire la ei, despre ele poate vom vorbi în alte lecții, dacă Domnul ne ajută, și controlul Orientului va fi preluat de acestea trei care deja sunt acolo prezente și va urma împlinirea profeției lui Ezechiel din capitolul 38, când salvarea lui Israel împotriva acestor năvălitori va fi Dumnezeu care va veni în ajutorul lor. O mică frântură din ce se va întâmpla a avut loc în războiul de 6 zile, când toată lumea la vremea aceea a rămas uimită cum Israelul a purtat o victorie glorioasă și măreață împotriva tuturor națiunilor din jur care s-au ridicat împotriva lor. Când se repetă evenimentele din Ezechiel 38, astea se vor repeta la o scară mult mai mare și va fi o mare uimire de lucrurile care se vor petrece acolo, pentru că Dumnezeu va veni în ajutorul lor. Asta așa, ca să ne dăm seama de vremile în care ne găsim, luptele de la ora actuală e războiul pentru supremație la nivel mondial și v-aș preciza un lucru, toate sunt sub control și îngăduite de Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost stârnit Duhul lui Putin să facă nenorocirile care le face, Europa l-ar fi instalat deja pe Anticrist. De aici din Apocalipsa, capitolul 13, de care v-am vorbit în prima parte a citirii, fiara aceasta, care se ridică din mare, nu? Asta însemnând că se ridică pe națiuni, popoare, mulțimi, cu 7 capete, asta însemnând 7 națiuni, 7 popoare, pot fi ele chiar imperii implicate aici, pentru că e o problemă de nivel mondial, cu 10 coarne care reprezintă 10 împărați, dar la unul din capete se întâmplă ceva, cad 3 coarne și se ridică unul, nu? Și acesta este Anticristul, care se va ridica din una din națiunile din Europa, care va fi în fruntea Europei și la comanda lumii în vremile care urmează. Sigur, amintea aici despre această fiară în Apocalipsa 13:2, fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Vedeți, când vorbim de leopard, urs și leu, se face referire la 3 împărății care deja au fost. Leul a fost Babilonul, am citit în cartea lui Daniel, nu? Leopardul a fost grecii, Alexandru Macedon, și ursul a fost Medo-Persii. Scrie acolo foarte clar și e lămurit. E explicat lui Daniel că ursul e Medo-Persii, care continuă și astăzi să existe prin Iran. Și dacă fiara aceasta are ceva comun cu aceste împărății, notați că ceea ce are comun cu aceste împărății e cultura acestor împărății, zeii acestor împărății, practicile păgâne și idolatre reactivate în Europa de Vest în vremea noastră a acestor împărății, contactul cu demonii, cu puterile supranaturale și toate practicile acestea de natură diabolică au reînviat în Europa. Europa îi păgână până în adâncul sufletului, ca dovadă, legile, poruncile, hotărârile care se dau, toate sunt drăcești, diabolice, împotriva lui Dumnezeu, împotriva sfinților lui Dumnezeu, împotriva a tot ce este normal. Dacă de la început Dumnezeu
a făcut familia și a stabilit criteriile după care familia să existe, să stea la baza societății, ăștia au înființat un model drăcesc, păgân, stricat de familie, că ți-și scârbă să auzi. Da, să mai vezi așa ceva. Acestea sunt vremile pe care le trăim și toate acestea sunt împrumutate și importate de la zeități păgâne, de la împărățiile acestea care au fost fără Dumnezeu, care au avut practici religii păgâne, stricate, care colaborau cu demoni, cu duhuri necurate. De fapt, nu e o taină, nu e un secret că la ora actuală mai mari lumii care hotărăsc soarta și destinul omenirii sunt posedați demonic. Și ne-om întreba, dacă și ăștia din Est îs posedați demonic și ăia din Vest îs posedați demonic, cum de să bat între ei? Păi să bat între ei pentru că au ca tată pe diavol. Și prima caracteristică a diavolului care Domnul Iisus a menționat e aceasta, că-i ucigaș. Diavolul nu a fost necăjit când a aflat că Dumnezeu vrea să nimicească Sodoma și Gomora, să fie distruși, nimiciți, o să foarte bine, în iad o să fie cu mine și nu o să fiu singur. Dar problema care l-a durut a fost următoarea. Dumnezeule, dacă nimicesc Sodoma și Gomora, vezi că Lot, nu? Un zvon care a ajuns până la Dumnezeu, locuiește în Sodoma și Gomora și dacă locuiește acolo, o fi și el ca ei, musa ar fi să-l nimicesc și pe el. Sigur că Dumnezeu a clarificat lucrurile, Dumnezeu nu greșește niciodată. A lui să fie slava în veci. Nu uită să răsplătească pe cei care îi slujesc și îi fac voia și el își arată slava și puterea în toate vremurile. Și acum, timpul trece foarte repede. Aș vrea tare multe să vă vorbesc, timpul nu mi-ajunge, eu trebuie să mă duc și la o altă biserică de la ora 12, la o nuntă, apoi de acolo trebuie să mă duc în altă parte la o evangelizare. Mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere și acum la bătrânețe să slujesc ca în tinerețe. Și vă mulțumesc celor care vă rugați pentru mine, aș vrea cât mai trăiesc să predic Evanghelia, că la asta Dumnezeu m-a chemat. O predic de 55 de ani și vreau să continu să o predic așa dreaptă, chiar dacă vremurile se schimbă, chiar dacă oamenii se schimbă, să rămânem lângă ceea ce este scris, că asta e porunca lui Dumnezeu. Vă rog să notați încă un lucru foarte important și anume că după cum dumnezeirea e organizată într-o trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe aceleași criterii diavolul se organizează. De ce? Ca să poată înșela, nu? Că nu vine să zică eu-s dracu și hai să vă închinați la mine, nu? Vine altfel. Citim în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 13, auziți. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Notați aici trinitatea satanică. Balaurul, care-i diavolul, fiara, care este cea despre care v-am vorbit în lecția trecută, care se va ridica în fruntea Uniunii Europene, Anticristul, și prorocul mincinos, care e fiara a doua, de aici din Apocalipsa 13, despre care urmează astăzi să vorbim. Și iată aici ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la această fiară, în cuvântul care l-am citit, versetul 11, îl recitim. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Dacă prima s-a ridicat din mare, asta se ridică din pământ și deosebire între una și alta. Referire la ea se face și în Apocalipsa 1 cu 11 cu 7 și au zis ce zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc, adică din pământ,
va face război cu ei, îi va birui și îi va omorî. E vorba de cei doi martori. Va fi o lecție separat când vom discuta despre ei, aceia ce vor face minuni și semne pe pământ, vor lovi pământul cu urgii și nimeni nu le va putea face nimic până își gata misiunea lor. Dar când își gata misiunea lor, această fiară a doua de aici din Apocalipsa 13, care se ridică din pământ, face război cu ei și îi va omorî. Trupurile lor vor sta moarte parcă 3 zile, nu? În piața cetății. Îi va vedea tot pământul și cineva spunea în vremurile trecute, nu e adevărată Scriptura, cum să-i poată vedea tot pământul, că e notat în Apocalipsa și locul unde vor zăcea în piața cetății, adică în Ierusalim, unde a fost omorât și Domnul lor, și cum să-i vadă tot pământul? Vă întreb eu, la ora actuală se poate? Păi se vede pe tot pământul ce se întâmplă fără probleme, peste tot. Apoi, tot referire la aceasta, în Apocalipsa, capitolul 17, versetul 8, tot la fiara asta a doua, care se ridică din pământ. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici, în Apocalipsa, capitolul 17, referirea se face la Vatican, scaunul papal, și notați, Imperiul Vatican e clădit pe aceeași structură în mare cu țările Europei de Vest, care sunt catolice. În mare. Nu? Tot cu 7 capete, tot cu 10 corde, e și aceea din Apocalipsa 17, dar când vom ajunge acolo, vom discuta mai pe larg despre ce este vorba. Apoi, versetul care îl citim în Apocalipsa 19 cu 20, tot această fiară a doua care se ridică din pământ și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioase. Deci fiara aceasta a doua, de aici din Apocalipsa, despre care v-am citit, e tot una cu fiara care se ridică din adânc și va omorî pe cei doi martori, și tot una cu prorocul mincinos, îi se spune și proroc mincinos. Ea făcea semne și minuni înaintea fiarei din tâi și aici citim exact că acest lucru îl face aceasta a doua fiară care se ridică din adânc, are coarne ca de miel și vorbește ca un balaur. Coarne ca de miel, ce vrea să zică aceasta? Și prin numele care îl poartă și de proroc mincinos, asta ne dovedește nouă că această a doua fiară are caracter religios. Prima fiară din Apocalipsa 13, despre care v-am vorbit lecția trecută, are caracter politic și ea se va ridica din punct de vedere politic la putere. Aceasta a doua fiară are caracter religios și se va ridica la putere lucrând mână în mână cu prima, din punct de vedere religios. Coarne ca de miel. Când vorbești de coarne ca de miel, te gândești la jertfă, nu? Dar vorbea ca un balaur. Și gândiți-vă ce balaur a fost în tot Evul Mediu, toată această fiară. Când a omorât pe sfinți, când a inventat cele mai crunte și mai crude torturi pentru oamenii lui Dumnezeu, care se temeau de Dumnezeu și slujau lui Dumnezeu, și aceleași vremi așteptăm să revină. E pregătită deja, poate că îi se zice Crislav. Nu? Puterea religioasă cu puterea politică a fiarei din tâi vor lucra mână în mână și în vremile care noi trăim urmează aceste lucruri să se întâmple. Versetul 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi a cărei rană de moarte fusese vindecată.
Vedeți, v-am amintit și lecția trecută că ceea ce diavolul dorește îi închinarea. Când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, ce i-a cerut? Să-i se închine, că-i acordă toate favorurile. Ei, aici, fiarele acestea aduc închinare diavolului prin închinarea care li se aduce lor și diavolul va oferi ceea ce a vrut să-i ofere Fiului lui Dumnezeu, dacă îi se închină și știți ce scrie în cuvânt ce i-a oferit. Fiara aceasta a doua va proclama închinarea la Anticrist, la prima fiară, cu puteri demonice va face semne și minuni nemaipomenite, va uimi pe locuitorii pământului și toți acei care n-au numele scris în cartea vieții se vor lăsa amăgiți și înșelați de toate aceste amăgiri și vor zice așa cum se zicea în Samaria, nu? Când ăla făcea vrăjitorul semne și minuni, oamenii ziceau că asta e puterea lui Dumnezeu cea mare, nu? Dar era puterea diavolului, puterea întunericului. Versetul 13 continuă să ne spună privitor la aceasta, săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. La ora actuală face numai să plângă iconele. Dar face semne și minuni mai mari. Să se coboare foc din cer. Și oamenii vor rămâne uimiți și se vor închina fiarei din tâi și se vor închina acestei fiare de-a doua, văzând semnele și minunile pe care aceasta le face. Versetul 14 ne spune și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de mort de sabie și trăia. Deci, prin semnele și minunile care le făcea amăgea pe locuitorii pământului, și-a dat poruncă fiarei din tâi lui Anticrist să-i se facă o icoană. Ce e asta? Icoană? Păi, foarte simplu, înțelegem. Aici va fi folosită inteligența artificială, va fi conceput un computer. N-ați auzit de doamna aceea cu inteligența artificială care vorbește lucruri mari, nu? Când te-a pus să discuți cu ea și ea e conceput artificial. Va fi conceput o icoană a fiarei care îi va purta numele, un computer și toți oamenii vor fi înregistrați acolo. Și va face semne mari și minuni și va avea putere și zice că în versetul 15 i s-a dat putere să dea suflare iconei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina iconei fiarei. Deci va primi control total icoana aceasta. Simplu. Cum? Ci că cei care nu vor accepta sistemul, nu vor putea vinde și cumpăra. Cum se va întâmpla asta? Păi te duci la bancă, bași cardul în automat, da? Tastezi numărul și îți ies banii. Ei, când ești prins acolo în icoana asta și acolo se constată că n-ai acceptat învățăturile lui Anticrist și regulile și principiile lui, îți blochează cardul. Poți avea bani că nu ți-i dă. Te duci la Kaufland cu cardul, ai bani pe card și îl pui acolo să plătești marfa care ai ridicat-o din magazin, dar icoana fiarei s-o bloca cardul. Și casiera de acolo zice, nu-i valid. Nu merge, nu poți plăti. Poți avea bani, te duci înapoi acasă cu banii și lași marfa acolo. Nu? Practic. Simplu. Și se va petrece în felul acesta. Pentru vrem ca acelea trebuie să ne pregătim. Nu vă speriați, Dumnezeul nostru e viu, ține lucrurile sub control și ne va purta de grijă, slăvit să fie numele Lui. Mai mult, vedeți că la ora actuală încearcă să facă roboți, soldați, nu? Și icona asta să poată omorâ pe cei care nu acceptă domnia fiarei, închinarea la fiară și principiile acelea demonice.
Apoi versetul 16, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și versetul 17, ceea ce vă aminteam, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Și am ajuns acum la complicata problemă a semnului fiarei 666 pus pe mâna dreaptă sau pe frunte. Semnul zice că e numele fiarei. Și numele fiarei din tâi de aici, din Apocalipsa, nu? Cea care deține puterea politică, și numărul e un număr de om, e numărul fiarei a doua de aici, din Apocalipsa. Că lucrează mână în mână, fiara din tâi cu fiara a doua, nu? Anticrist cu prorocul mincinos, sub coordonarea balaurului, și semnul fiarei îi număr, numele lui Anticrist. Înțelegem de aici, nu? Că e un nume de om și e un număr de om, însemnând că numărul se referă la cea de-a doua fiară, la puterea religioasă, îmbinate una cu alta. Numele lui Anticrist și numărul reprezentantului religios, a prorocului mincinos. În felul acesta trebuie înțelese lucrurile. Și acum, ce-i semnul acesta? Vedeți, când pe vremuri a apărut buletinul, oamenii au spus că buletinul e semnul fiarei. Când a apărut carnetul de partid, au zis că carnetul de partid a comuniștilor e semnul fiarei, dar și astea alte partide dau carnete și îs mai a dracului unele ca altele, nu? Că toți sunt hoți și mincinoși și au interesul lor să domine, să fure și să înșele. Au apărut alte tinul biometric și mulți, ăsta e semnul fiarei. Nu. Vaccinul, unii chiar s-au legat să prorocească că vaccinul e semnul fiarei. Vaccinul este un act medical. Scriptură nu vorbește nimic de partea medicală, aici vorbește de închinare. Semnul fiarei e legat de închinare, închinare. Asta ne spune Scriptura și aici, în domeniul acesta, trebuie să îl căutăm, legat de închinare. Nici chipul despre care se vorbește nu-i semnul fiarei, nu-i 666. Sigur că asta e o tehnologie care va ajuta pe Anticrist la controlul populației, la controlul evenimentelor, a lucrurilor și așa mai departe. Dar asta e o altă lecție. Acum să vedem ce zice Scriptura ca să înțelegem ce însemnează semnul fiarei și numărul 666. Să vedem ce spune Scriptura despre semn sau despre pecete. Citim în Exod 12 cu 13. Auziți ce zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Aici e vorba de un semn, da? Sângele mielului pe ușorii ușii, când a venit îngerul nimicitor, a văzut semnul, pe lângă casele acelea a trecut pe de alături și nimicirea nu a intrat în acele case. Apoi, iată un alt semn care e scris în Biblie, cuvântul și legea lui Dumnezeu sunt amintite ca fiind semne. Iată, citim în Exod 13, versetul 9. Să-ți fie, nu, legile și poruncile, că la ele se referă, zice Dumnezeu, să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt.
Auziți, legile și poruncele lui Dumnezeu să-ți fie ca un semn pe frunte, ca un semn pe mână, să-ți fie în inima ta. Și asta cu amintire că ai fost rob în Egipt. Se vede pe fruntea cuiva, a evreilor s-au văzut atunci vreun semn pe frunte sau pe mână? Legile, poruncile trebuiau să fie în mintea lor, trebuiau să fie în inima lor și ca dovadă că erau în mintea lor și în inima lor, acționau cu mâna, după cum zicea poruncile și legile. Să nu ucizi, să nu furi, să iubești și așa mai departe, cum sunt rostite poruncile. Exod 13 cu 16, făcând referire la același semn, să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Același lucru, privitor la legi și porunci. Semn pe frunte, semn pe mână, semn în inimă. Deuteronom, capitolul 6, versetul 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Și versetul 8 din același capitol 6. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Fruntare între ochi, legate la mână, semn ce? Legile și poruncile. Dar erau ele vizibile pe fruntea lor sau pe mâna lor? Nu. Întipărite legile și poruncile în inimă, ăsta era semnul că ei aparțineau lui Dumnezeu care a dat legile și poruncile. Și tot Deuteronom, capitolul 11, versetul 18, puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntare între ochii voștri. Înțeles am? Foarte simplu. Evreii erau poporul lui Dumnezeu și semnul că aparțineau lui Dumnezeu, legile și poruncile, în minte, în inimă, ca un semn pe frunte și ca un semn pe mână. Nu? Foarte clar. Vedeți că aici în Apocalipsa vorbește tot de semn pe frunte și pe mâna dreaptă. Este o legătură. Diavolul imită pe Dumnezeu și acolo va trebui să căutăm semnul, dar vom ajunge în curând acolo. Citim și la Ezechiel, capitolul 9, de la versetul 4 la versetul 6. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății și prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urgenilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începe însă cu locașul meu cel sfânt, ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Auziți, aici e vorba de o nimicire. Și Dumnezeu a vrut să salveze de nimicire pe ei lui. Și eu zic, fă un semn pe frunțile lor. Ce semn o fi făcut? S-o fi văzut vreun semn pe frunțile lor? Păi cum cu legile și poruncile nu se vede niciun semn, dar ele sunt și în minte și în inimă și pe mână, că acționăm și lucrăm după cum ne poruncesc legile și poruncile. Tot așa aici, și aici semnul era și semnul era dovada că ei aparțin lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 3. Iar fiind vorba de semn, zicând, nu vă tămați pământul nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și continuă acolo 144.000 pecetluiți din cele 12 seminții lui Israel și apoi o mare mulțime care nu putea fi numărată, văzută în final biruitoare pe Marea de Sticlă, care fuseseră pecetluiți. Păi ăștia cum îți pecetluiți? Nu? Așa e scris. Să pună pecete pe fruntea lor. Ce însemna că aveau pecete pe fruntea lor? Că aparțineau lui Dumnezeu. Dar se vedea ceva pe frunțile lor? O, nu. Mergem mai departe și Scriptura ne lămurește.
Citim la Domnul Iisus să vedem care a fost semnul și pecetea în dreptul Domnului Iisus. Ioan, capitolul 6, versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Auziți, Domnul Iisus Hristos a fost însemnat cu pecetea Lui Dumnezeu. S-a văzut pe fruntea Lui vreun semn, vreo pecete? Iată pecetea. Ioan zice, cel ce m-a trimis mi-a spus că peste cel care voi vedea Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel, ăla botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Auziți care e semnul și pecetea care a fost pusă pe fruntea Hristosului? Duhul lui Dumnezeu. Și Scriptura zice că lui Duhul nu i-a fost dat cu măsură. Citim și în Ioan, capitolul 1, versetul 33, și auziți. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt și cu Duhul Sfânt. Iată dar că a fost un semn să fie identificat că e Fiul lui Dumnezeu. Care a fost semnul? Duhul Sfânt. Amin. Se vede asta pe frunte? Se vede asta pe mână? Păi nu se vede nici pe frunte, nici pe mână. Dar din felul cum acționăm și trăim, se vede că suntem pecetluiți cu semnul ăsta, că rodește Duhul noi roada Lui. Faptele Apostolilor, capitolul 10, 38, iar ne spune privitor la aceasta, cum Dumnezeu, zice Petru, a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Deci, semnul Domnului Iisus a fost ungerea, pecetluirea cu Duhul Sfânt. Care-i semnul și pecetea la noi? Citim în 2 Corinteni 1 cu 22. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Auziți care e pecetea, care e semnul la noi? Ce înseamnă asta? Că noi aparținem lui Dumnezeu. După cum semnul fiarei va demonstra că cei ce l-au aparțin fiarei și prorocului mincinos. Efeseni 1 cu 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Să rămână puțin versetul afișat. 1. Ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. Ca în lege, vi s-a întipărit pe frunte, în inimă și pe mână, nu? 2. După ce s-a întâmplat asta, ați crezut. Și apoi ce s-a întâmplat? Ca dovadă că aparțineți lui Dumnezeu, iată semnul, pecetea. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care a fost făgăduit. Și voi sunteți ai lui Dumnezeu. Frumos, nu? Tot Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Ați înțeles, da? Pecetea, semnul, pentru cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în minte și în inimă, credință și pecetluirea cu Duhul Sfânt. Și aparținem lui Hristos. Aparținem lui Dumnezeu. Sigur, întrebarea care se naște este, ce scrie pe pecetea asta? Nu? Că trebuie să scrie ceva. Citim în Apocalipsa 14 cu 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte, pentru că fuseseră pecetluiți cu Duhul Sfânt, pe frunte aveau scris numele său și numele tatălui său. Auziți? Da la ăștia de aici din Apocalipsa 13. Numele fiarei și numărul numelui celei de-a doua fiară, nu? Îl copiază.
Cum aveau ei scris pe frunte numele lui Hristos și numele Tatălui Său? Cum? Prin faptul că au fost pecetruiți cu Duhul Sfânt și în minte și în inimă aveau cuvântul lui Dumnezeu. Apoi Apocalipsa 7 cu versetul 4. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetruiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Și apoi continuă marea mulțime care a fost pecetruită. Citim și la Apocalipsa 22 cu 4. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Auziți? Pecetuiți, însemnați, puși deoparte pentru Hristos. Numele lui scris pe frunțile lor. Apoi Apocalipsa 3 cu 12, făgăduința unei biserici pe care Domnul o face, pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noului Ierusalim, care are să coboare din cer de la Dumnezeu și numele meu cel nou. Înțelesați la cei credincioși care-i semnul că aparțin lui Dumnezeu? Care-i pecetea? Cuvântul lui Dumnezeu în minte, în inimă, pe mâna dreaptă, adică acționând și lucrând după cuvântul lui Dumnezeu, prin credință apoi pecetruiți cu Duhul Sfânt, având scris numele Tatălui și numele Fiului în numele Duhului Sfânt pe noi. Pecetea că aparținem lui Dumnezeu. Se vede asta fizic? Nu. Dar se vede prin ceea ce lucrăm, prin ceea ce facem. Imediat o să zică, bă, se vede că ești pocăit, nu? Mi-aduc aminte când eram la liceu. Colegii mei au auzit că știu să cânt cu muzicuța. Dar n-aveam bani să-mi cumpăr muzicuță. Era sărăcie mare. Și eu zic, să-ți cumpărăm muzicuță, să ne cânți, am auzit că știi să cânți cu muzicuța. Ei, mi-o cumpăra muzicuță, s-o strâns tăți în jurul meu și o zic, no, cântă-ne! Ce să le cânt? Că nu știam cânta numai de la biserică, nu? Și am început să cânt o cântare. Zice, asta e de la pocăiți, că nu poți juca după ea. Nu? Te dă de gol. Te dă de gol. Și și-au cunoscut că umblase cu Iisus. Când o sta de vorbă cu ei, nu? Asta însemnează să avem pecetea pe frunte, pe mâna dreaptă și cuvântul lui Dumnezeu în inimă și Duhul Sfânt în noi. Amin. Și acum diavolul care imită pe Dumnezeu, că v-am spus de la început, trinitatea dumnezeiască, ei, trinitatea satanică, balaurul, fiara din tâi și prorocul mincinos care e fiara a doua, aceeași trinitate, și acum legat de semnul acesta, nu va fi un semn vizibil, după cum cel despre care v-am vorbit înainte nu-i vizibil. Semnul pe frunte va însemna să accepți doctrina și învățăturile lui Anticrist. Așa cum în vremea lui Hitler, sesiștii și nu numai, au acceptat doctrina și învățătura lui Hitler. Apoi semnul pe mâna dreaptă însemnează că după învățătura care ai acceptat-o, ai primit-o și acționezi. Și ei după învățătura care au acceptat-o, au și acționat. Și eu strâns pe evrei cu grămada și i-au omorât și la ei nu a contat viața, nu a contat oamenii, râdeau când omorau, când schinjuiau pe oameni. Pentru că au fost îndoctrinați în învățătura lui Hitler, care este un precursor al lui Anticrist. Atunci Anticrist a vrut să se așeze împărăția, dar Dumnezeu o amânat evenimentele, că mai trebuiau mult să se pochească, să vină la mântuire, printre care și noi, slăvit să fie Domnul. Deci semnul lui Anticrist pe frunte și pe mâna dreaptă, înseamnă să accepți Biblia lui Anticrist. Hai să vă spun mai clar. Învățătura lui Anticrist, să o primești, să o accepți, să fii de acord cu ea, să o susții și pe mână să lucrezi pentru acea cauză. M-ați înțeles? Ăsta-i semnul. Apoi, ca dovadă că oamenii aparțin lui Anticrist, au pe frunte numele lui Anticrist, a primei fiare, și au pe frunte numele celei de-a doua fiare, prorocul mincinos. Numele lui Anticrist e o persoană, numele celei de-a doua fiare e un număr, 666. Care-i numărul ăsta, că de aici
pleacă foarte multe frământări și foarte multe interpretări. Citiți ce scrie pe fruntea prorocului mincinos, de care e vorba aici. Vicarius filii Dei. Notați literele în cifre romane și iesă 666. L-ați descoperit, nu? E foarte clar. Fiara din tâi anticristul care se instalează din punct de vedere politic în fruntea Europei și de aici va fi comandată toată lumea prin cele 7 capete, 7 puteri mondiale și fiara cea de-a doua din punct de vedere religios, prorocul mincinos, reprezentant 666 și asta e un nume de hulă pe frunte, zice în Apocalipsa acolo într-un loc avea nume de hulă. Vicarius filii Dei se traduce în locuitorul Fiului lui Dumnezeu. Păi nu-i hula asta. Se zice că e infailibil și e un stricat. Păi nu-i hula asta. O zis că nu-i mai păcat avortul, uciderea, pruncuciderea. O zis că nu-i mai păcat homosexualitatea. Că nu-ți mai păcat, e nimic. Că trebuie modificată Biblia, că nu mai corespunde vremurilor noastre. Băi, nu-s foarte clare lucrurile? Așa că nu vă speriați. Cuvântul lui Dumnezeu în minte, în inimă, să-L trăim prin credință pecetruiți cu Duhul Sfânt, suntem puși deoparte și suntem ai Lui Hristos. Și din mâna Lui nimic și nimeni nu ne poate smulge. Anticristul va veni, El. Și cei care îl vor accepta, îl va accepta învățătura, doctrina, practicile și vor fi de partea Lui. Vor fi cinstiți, onorați, li se vor da slujbe, li se vor da mari favoruri. Cei care nu vor accepta vor urma să fie prigoniți și numărul martirilor va crește în acea vreme. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. Să-L așteptăm pe Cel ce-o zis că vine și nu va zăbovi, că El vine, a Lui să fie slava în veci. Amin.